Igor Dodon, președintele de onoare al Partidului Socialiștilor, a fost citat la Procuratura Generală pentru a fi audiat în dosarul Energocom privind procurarea energiei electrice în perioada 2008-2009. La rândul său, Dodon spune că dosarul este o fumigenă lansată de guvernare pentru a distrage atenția societății de la eșecurile pe plan social și economic. Informația privind citarea lui Igor Dodon la procuratură a fost confirmată de către Mariana Kerpec, purtătoarea de cuvânt a instituției. Confirmăm citarea domnului Igor Dodon pe 27 decembrie la Procuratura Generală pentru a fi audiat în cadrul cauzei penale Energocom privind procurarea energiei electrice în perioada 2008-2009. Igor Dodon, care se află într-o deplasare în afara țării, a scris pe rețelele de socializare că acest dosar este unul vechi care a fost clasat pentru că nu au fost descoperite dovezi incriminatorii în privința lui. Subiectul Energocom, despre care se vorbește, are deja vreo 13 ani vechime. A fost de mult analizat din toate unghiurile și consumat. Acest subiect nu conține absolut nimic dubios și incriminator în privința mea personală. S-a încercat și pe timpul statului capturat de Plahotniuc, pe timpul Alianței pentru Integrare Europeană 1 și Alianței pentru Integrare Europeană 2 să fie plămădit ceva din acest caz. Toate însă au fost puse la locul lor, totul a fost conform legii, afirmă Igor Dodon. În opinia lui Dodon, citarea lui la procuratură face parte din strategia guvernării de a oferi publicului spectacol în contextul degradării situației social-economice din țară. Vreau să vă asigur că acest subiect cu citația la procuratură este o fumigenă lansată în mass media, fiindcă azi guvernarea nu știe ce să mai inventeze pentru a distrage atenția cetățenilor de la tarife, eșecuri, prețuri mari, alegeri antidemocratice la bălți și căderea PAS-ului în sondaje. Dacă cineva crede că prin astfel de show-uri se va distrage atenția oamenilor de la sărăcie, creșterea de prețuri și tarife, capturarea instituțiilor de stat, greșește, se arată convins Igor Dodon. Fostul președinte de țară spune că va oferi mai multe comentarii la revenirea sa din țară. La fel spune că se va prezenta la procuratură după ce va primi citația oficială.